Mai pe scurt vorbind, l-am otrăvit Pavel. Era luni, stăteam la liceu și-mi făceam treaba. Dar la un moment dat s-a auzit poarta. Cine naiba nici la liceu nu-mi dă voie stă normal. Mi-am terminat treaba, am ieșit, m-am dus în fața casei și acolo era Pavel. Mă rog, brat, ce faci? Cum la tine? Oi, dar și fac, la liceu, tu nu poți sta acasă. Poate, dar am auzit specială și am ies mai laud. Dar și aia ei. Oi, am devenit campion la arm wrestling și pot da pe oricine la mână. Ei, chiar pe oricine? Da, oi, chiar și pe tine. Când am auzit asta, m-am dus în casă, am luat scaunul, l-am pus în mijlocul ogrezii și am zis: hai, oi, hai să te văd. Am pus mâna pe scaun, el a pus mâna pe scaun, ne-am apucat unul de altul și a zis: ce acolo? Stai, măi! Eu n-am zis că-s gata! Mi-am încălzit puțin mâinile și am încercat odată. Hai, măi, îți dă o voie să înșec tu! Așa! Stai, măi! Și așa repede! Mi-e-mi place mai înșet! Ne-am odihnit puțin mâna și ne-am pus a treia oară! Hoacea! Iop! Deja nu mai aveam și zâșii, dar eram înervat foc. Eu nu pot pierde, mai ales lui Pavel. El mereu a fost mai slab ca mine. Băi, stai aici! Să nu ieși la mine din ograde, păi și nu-ți dă la mână. Am pus în poartă, am pus scaunul, am pus camera de luat videri ca să-l urmărească și să văd când fugi. După ce am terminat cu tehnica securității, mă gândeam cu ce să încep antrenamentul, ca să pot cât mai repede să devin puternic și să-l dau Pavel la mână. Bro, eu sunt campion, pe mine nu mă poate da nimeni. Țâț! Eu sunt mai bun ca campionii și tot una voi fi. M-am dus pe jurul casei, am luat o piatră și am început să mă antrenez. Pavel mă urmărea și murea de râs. El crede că eu glumesc, dar de fapt nici idei n-are și-l așteaptă. Ce acolo? După ce am terminat cu piatra, am trecut puțin la partea cu boxul. Boxam în aer, boxam în casă. Pavel când a văzut, încă mai tare murea de râs. Și de prost asta. El chiar crede că boxul s-a lăsit să mă dea la mână? Mai ales că eu sunt campionul numărul 1 în lume. După ce am terminat și boxul, era mult mai sigur în mine. Veneam în foie spre Pavel. El se uita la mine și vrea să râdă, dar nu se râdea. Și bine fășea, că dacă se râdea, ap numai pumnul meu știa de el. Băi, stai aici că mă întorc imediat. Fac o pauză și te distrug și pe tine și pe mâna ta. M-am dus în casă, m-am pus pe pat și am adormit un pic. Pavel deja se saturase de așteptat, dar n-avea de ales. Că dacă încerca să pleci, îl omorăm pe loc. Băi, dar pe așa oameni bolnavi ca ăsta de cap, n-am mai văzut. Trebuie să mă lăs mădei la mână, că dacă îl dau și data asta, nici nu-mi imaginez ce azi urmeze. M-am trezit și am ieșit încrezut afară. Pavel stătea la scaun și aștepta să-l distrug. Liliputic, ești gata să pierzi. Mai vedem noi. Într-un cât asta era marea finală, am decis să mai aducem un scaun. Cu două scaune o să-l rup de două ori mai tare. Două? Ne-am așezat, ne-am apucat de mâini și am zis: să mă zafac, bici! Ușor! Oi, tu te-ai lăsat? Mâna pe scaun! Ne-am mai pus odată, dar de data asta... Start! Op! Iop! Oi, nu zi așa! Cum așa? Așa cum zici tu, op, iop, nu știu cum! Zici tu, oi! Ne-am mai pus de câteva ori, dar nu-l putem da și gata! Oi, trebuie să bem o leac de apă, să avem puteri mai mari! Hai, adă! Dar nu cred că asta să te ajute! M-am enervat, m-am dus în casă, am luat apă, i-am pus niște otravă, am amestecat bine să nu cunoască și am dat, a băut-o în gât, pe urmă încă un gât și-o chica mort! Hui-a-fiap! Hui-a-fiap! Am zis eu că cel mai bun campion!